Încă nu s-au stins poveștile despre cele petrecute la Țebia, organizate cu ocazia comemorării a 150 de ani de la moartea eroului național Avram Iancu. Dacă românii au fost încântați de spectacolul folcloric, au fost nemulțumiți de prețurile foarte mari practicate de comercianți. Cu toate acestea, în ciuda sărăciei de care ne plângem la tot pasul, la standurile cu mâncare s-a stat la coadă. De ce vin românii la Țepea? Unii pentru distracție la iarbă verde, cu mici, bere și grătare. La Țepea, spiritul luptător al Crăișorului Munților este umbrit de lamentările unor români despre cât de săraci sunt și cât de greu o duc. Cu toate acestea, în ciuda prețurilor exorbitante practicate de tarabagii, mesele nu au fost niciodată fără clienți. Dar cei mai mulți vin la Țebea din patriotism, menținut viu și prin intermediul folclorului autentic. Românii vin an de an la mormântul eroului național, indiferent de distanța pe care trebuie să o parcurgă. În grupuri mari cu prietenii, cu copiii pe care îi conectează încă de mici cu valorile naționale, sau pur și simplu ca să împărtășească celor tineri adevărul istoric despre poporul român. Nea Ioan de la Abrud spune că vine la Țebea la mormântul Crăișorului încă de pe vremea când era licean. Iar din spusele lui reiese că și în zi de astăzi, în toate casele moților, chipul lui Avram Iancu este venerat ca o icoană, păstrând încă viu spiritul Crăișorului. Și dacă vrei să știi mai mult, că voi nu știți, voi veniți în urma noastră. Cine sunt moții? Sunt fii de daci și de romani în țara lor de piatră, ei sunt aici de mii de ani pe strămoșasca vatră. Dar mă întreb și vă întreb și pe dumneavoastră, mai avem țară, mai avem vatră, mai avem neamuri, le vindem, ne vindem țara. Am ajuns într-un hal fără de hal, de nerușine să spunem adevărul în față. Și aici am fost în spatele lui Ciucă și am spus clar și m-a auzit și întoarse capul înapoi. A avut o frază că Iancu și-ar fi dat. Zic, dacă Iancu ar veni, s-ar întoarce în mormânt. Ăsta este ai noștri. În casa cu tavanul jos, ca așa e la mod săracu, lângă icoana lui Hristos, e și acea lui Iancu. Cu mâini măestre chiar de mici din leu știm să cioplească. Și tulnic, fluier sau păveci, străița strămoșească. Ei carte multă n-au avut, că școala le cerea un ban, dar pruncelor l-au cunoscut pe Horea și Crician. Și în casa cu tavanul jos, ca așa e la moțăracu, lâncoana lui Hristos, e și cea lui Iancu. Să fiți iubiți! Trebuie să nu ne uităm valorile naționale, să ne prețuim străbunii noștri și să nu ne uităm identitatea noastră națională. Indiferent de unde suntem, de cum e vremea afară, probabil că mulți s-au orientat și după vreme, sunt locuri care ne leagă totuși. Cu ce ocazie? Cu multă vechime în urmă. Patrioți, că nu știm noua generație dacă o să mai fie. Am învățat la istorie despre Avram Iancu, despre toți eroii de aici și despre toți eroii din țară. Și de ce să nu-i respectăm? Doamne ajută să fie și ăștia tineri să învețe istorie, dacă o mai fi istorie, și să-și respecte istoria. Că așa e frumos într-o țară cu un neam sănătos la minte. Da, îmi place și îmi place istoria României, mai ales pentru cei care au luptat pentru țara și ținutul românești. Cu adevărat, nu față de ce e actual, adică măcar au lăsat ceva în urmă. Ca drept dovadă că să sărbătorim 150 de ani de la moartea Avram Iancu. Aici ar trebui să fie toți românii, acum și aici, la Țebea. Pentru că datorită lui Avram Iancu trăim în România, avem o țară. În casa cu tavanul jos, ca așa e la mod săracu, lângă icoana lui Hristos, e și acea lui Iancu.
Cum e maestre chiar de mici din leu știm să cioplească. Și tulnic fluier sau pe veci trăița strămoșească. Ei carte multă n-au avut, că școala le cerea un ban, dar pruncelor l-au cunoscut pe Horea și Crician. Și în casa cu tavanul jos, ca așa e la moțăracul, lâncoana lui Hristos, e și cea lui Angu. Să fiți iubiți!